Lipoproteinele sunt cele pe care le corelăm cu riscul de boală, nu colesterolul. Ca să fiu și mai precis. Bună, prieteni! Astăzi o să vă clarific câteva mituri despre colesterol și o să vă arăt că el nu e nici pe departe un răufăcător așa cum e prezentat adesea, că situația e un pic mai complexă și implică și alte componente pe care abia aștept să vi le explic. Astăzi o să vorbim despre colesterol, trigliceride, lipoproteine și apolipoproteine, despre care dintre ele e cel mai bun predictor al problemelor de sănătate, despre analize de sânge, ce să mai avem o zi plină. Acesta este unul din cele mai interesante clipuri pe care le-am filmat până acum și sper să vă placă și vouă, tot atât de mult pe cât mi-a plăcut mie să-l fac. Înainte să mă apuc de explicații nu uitați că dacă mă vedeți pe YouTube, aveți capitolele mai jos în descriere ca să puteți, dacă vreți, să săriți direct la informația care vă interesează. Iar dacă o să găsiți informațiile din acest clip utile, dați-vă rog un click pe butonul de subscribe ca să deveniți și voi niște abonați la sănătate. Bun, toată lumea știe că dacă ai colesterolul mare, e de rău. Ceva mai puțin, dar totuși destui, știu că există colesterol bun și colesterol rău. Lucru care, din păcate, nu e tocmai corect, dar care măcar poate fi folosit ca un marker ceva mai bun pentru probleme de sănătate decât colesterolul total. Astăzi a venit timpul să aflați toată povestea și să cunoașteți toți actorii implicați. Și o să încep explicând ce e colesterolul. Colesterolul este o lipidă, o grăsime care se găsește în practic toate celulele corpului. Colesterolul nu doar că nu e ceva de speriați și de care trebuie să scăpăm ca de o boală gravă, el e de dreptul vital pentru corpul nostru și are mai multe funcții esențiale în organism. În primul rând, este o componentă structurală a membranei celulare. Colesterolul face ca membrana celulară să fie mai stabilă și mai flexibilă. Ajută la menținerea formei celulei și permite ca diferite substanțe să intre și să iasă din celulă într-un mod controlat. În plus, ajută la transmiterea semnalelor între celule. Acum, înțelegeți de ce îl găsim în componenta fiecărei celule? Apoi, e precursor pentru o serie de hormoni. Colesterolul este esențial pentru sinteza hormonilor steroizi, inclusiv pentru testosteron și estrogen, pentru cortizol, hormonul de stres, și pentru aldosteron, un hormon care ne ajută să ne reglăm tensiunea arterială. Este precursor pentru acidul biliar, care este esențial pentru digestia și absorpția lipidelor din intestinul subțire și care acid biliar este produs deci din colesterol. Este precursor pentru vitamina D, Sub influența radiației ultraviolete, colesterolul din piele este transformat în vitamina D. Colesterolul este necesar pentru sinteza unor lipoproteine care ajută la transportul lipidelor prin sânge și este, de asemenea, implicat în formarea mielinei, o substanță care înconjoară și izolează nervii. Acum, după ce ați înțeles ce este colesterolul și ce rol are el, haideți să mai aflăm câte ceva. Cum ajunge el în corpul nostru? Cam 25% din colesterol îl luăm din dietă și restul îl sintetizăm noi, marea majoritate fiind produs de ficat. Și tot procesul este supravegheat de un mecanism de control fascinant pe care o să încerc să-l explic în continuare. Acezi biliari vă spuneam mai devreme că au ca precursor colesterolul. Ei bine, ei sunt produși de ficat, stocați în vezica biliară și vărsați în duoden, în prima parte a intestinului subțire, ca să ajute la digestia grăsimilor. Acolo în duoden, colesterolul produs de noi și transformat acum în acizi biliari se întâlnește cu colesterolul din dietă. Iar apoi o mare parte din acest colesterol este absorbit, preluat în sistemul circulator și dus la ficat. Ce nu e absorbit se elimină prin fecale. Producția de acizi biliar și absorpția colesterolului funcționează într-un organism sănătos ca un excelent mecanism de reglare a nivelului de colesterol. Când însă acest mecanism mai dă ceva rateuri, putem să ajutăm și noi puțin. Cum facem asta? Fibrele alimentare solubile se leagă de particulele de colesterol și de acizi biliari din intestinul subțire și ajută să eliminăm o parte din ele. Astfel, absorbim mai puțin colesterol din dietă și ficatul consumă din cel prezent în sânge ca să producă acizi biliari pe care au reținut fibrele. Am vorbit pe larg despre subiect în clipul despre fibre. O altă variantă este introducerea în dieta alimentelor ce conțin fitosterol, dar despre asta într-un clip viitor. Acum să continuăm. Vă spuneam mai devreme despre colesterol că este o grăsime. Și tot mai devreme vă spuneam că el circulă, în general, de la ficat către țesuturile unde e nevoie de el și de la țesuturi înapoi la ficat. Acum, trebuie să vă explic și cum face colesterolul, care e o grăsime, să circule prin sânge, care e majoritar apă. Pentru că, știți și voi, apa și grăsimea împreună nu fac casă bună. Ei bine, colesterolul este împachetat într-o structură pe care o numim lipoproteină. E ca un fel de mașinuță care la exterior e prietenoasă cu apa, dar care la interior are un mediu în care grăsimile pot fi și ele fericite, un submarin dacă vreți. Și am ajuns la primul moment foarte important al zilei. Lipoproteinele sunt cele pe care le corelăm cu riscul de boală, nu colesterolul. Ca să fiu și mai precis, numărul de lipoproteine, nu cantitatea de colesterol, deși cantitatea de colesterol este în general cea pe care o măsurăm. De ce? Pentru că e mult mai important să vedem câte astfel de mașinuțe periculoase avem în sânge, și nu câți pasageri sunt în ele. Riscul de ateroscleroză și boli cardiace este mult mai bine corelat cu numărul de lipoproteine periculoase, pentru că nu toate sunt rele, decât cu cantitatea de colesterol din sângele nostru. Poți avea multe mașinuțe cu un singur pasager, sau puține mașini dacă reduc mulți pasageri. Dacă ai multe astfel de mașinuțe de lipoproteine, riscul asociat de boală este mai mare chiar dacă ai un nivel al colesterolului rezonabil. Scopul este, deci, să nu avem blocaje pe șosele, nu să numărăm pasagerii din mașini. Acum, haideți să vedem cum clasificăm lipoproteinele ca să vedem care dintre ele sunt periculoase. Lipoproteinele sunt clasificate în funcție de densitatea lor într-un gradient de soluție salină. Sună complicat, dar nu este. E vorba de o soluție de apă cu sare care are diferite concentrații pe nivele. Și în funcție de nivelul la care se opresc proteinele, le clasificăm în kilomicroni, VLDL, LDL și HDL. Și acum să vi-le explic pe fiecare în parte. Kilomicronii sunt produși în enterocite, în intestinul subțire, și au ca rol să transporte colesterolul și trigliceridele pe care le absorbim din tubul digestiv. Colesterolul din dietă, atenție, Acizibilia are un alt sistem de transport. Kilomicronii sunt cele mai mari lipoproteine, diametrul lor variind de la 75 până la 1200 de nanometri. Și acest lucru înseamnă că sunt prea mari pentru a penetra stratul intern al peretelui arterial, endoteliul, deci nu sunt aterogeni. Particulele care ne interesează trebuie să aibă sub 70 de nanometri. Apoi avem VLDL sau Very Low Density Lipoprotein, sunt lipoproteine produse de ficat ce transportă în primul rând trigliceride și apoi și colesterol către țesuturile periferice. Diametrul lor este de aproximativ 30 până la 80 de nanometri, deci majoritatea pot penetra peretele arterial și provoca formarea plăcilor de aterom. Tot ei sunt și precursorii LDL, o mare parte din VLDL este transformat în LDL, care LDL, low density lipoprotein, rezultă deci din metabolismul VLDL. Rolul acestui tip de lipoproteină este să transporte colesterolul către țesuturi și organe, și mai era și trigliceride iar dimensiunea acestor lipoproteine este de 18 până la 25 de nanometri, perfectă pentru acumularea în peretele arterial. Și ne-a mai rămas HDL-ul, sau High Density Lipoprotein, care e cea mai mică lipoproteină dintre toate. E produsă de ficații intestine și are ca rol să transporte colesterolul din țesuturile periferice înapoi la ficat pentru excreție sau reutilizare. Dimensiunea lor este de 5 până la 12 nanometri. Și acum, nu putem să nu ne punem o întrebare. De ce dacă HDL-ul este cel mai mic ca dimensiune și vedem că lipoproteinele mici sunt cele care penetrează peretele arterial și duc la formarea plăcilor de aterom? Deci de ce HDL-ul nu implica și el în așa ceva? Și intră în scenă apolipoproteinele. Pentru început, haideți să vedem ce sunt ele. Apolipoproteinele sunt proteine care leagă lipidele pentru a forma lipoproteine. Sunt exteriorul mașinuței noastre. Iar cele care ne interesează pe noi sunt Apo A1 și Apo B100, Apo A și Apo B. Apo B este prezent în kilomicroni, VLDL și LDL, iar Apo A în HDL. Apo B facilitează legarea și intrarea lipoproteinelor în celule unde colesterolul este eliberat, pentru că rolul lipoproteinelor cu Apo B este să ducă colesterolul la țesuturi. Acțiunea ApoB este esențială pentru furnizarea de colesterol celulelor care au nevoie de el, dar poate contribui și la acumularea colesterolului în peretele arterial. ApoA1 se leagă de molecula de colesterol, facilitând astfel transportul acesteia către ficat și contribuie la procesul de curățare a arterelor prin îndepărtarea colesterolului. Bine, procesul e un pic mai complicat de atât, dacă sunteți specialiști în domeniu, vă rog, nu mă trageți de mânecă pentru simplificare. Să mergem mai departe pentru că acum, în sfârșit, avem suficiente informații ca să trecem și să vorbim despre ce măsurăm atunci când ne facem analizele de sânge. Cea mai uzuală analiză este colesterolul LDL, care măsoară concentrația de colesterol transportat de lipoproteinele cu densitate mică, LDL, în sânge. Deci nu măsoară numărul de mașinuțe, ci cât colesterol transportă ele. Valoarea obținută este adesea utilizată ca un indicator al riscului cardiovascular, însă e important să repet că nu se măsoară numărul de particule LDL, ci doar cantitatea de colesterol conținut în acestea. Putem însă să ne măsurăm și numărul de particule LDL, independent de cât colesterol conține fiecare particulă. Acesta este un indicator care este considerat a fi mai sensibil în identificarea persoanelor care au un risc crescut pentru boli cardiovasculare, comparativ cu măsurarea colesterolului LDL. Vă spuneam mai devreme că o persoană poate avea colesterolul normal, dar avea în același timp și un număr mare de mașinuțe pe stradă. Important este să aflăm numărul de mașinuțe pentru că ele creează ambuteiajele, ele duc la probleme, nu numărul de pasageri din fiecare mașină. Și în final putem să ne măsurăm chiar și nivelul APOB. Fiecare din particulele de LDL, IDL, lipoproteină cu densitate intermediară, există și așa ceva, și VLDL conțin o singură moleculă de APOB astfel încât nivelul de ApoB din sânge oferă estimarea cea mai precisă pe care o avem la îndemână în privința numărului total de particule aterogene, potențial dăunătoare pentru artere, din circulație. Nivelurile ridicate de ApoB sunt strâns asociate cu riscul de boli cardiovasculare, inclusiv boala arterială coronariană și accidentul vascular cerebral. Asta deoarece, vă spuneam mai devreme, ApoB facilitează atașarea și retenția particulelor de lipoproteină în pereții arteriali. Un pas esențial în formarea plăcilor de aterom. Analiza ApoB este în special utilă pentru persoanele cu diabet zaharat, sindrom metabolic sau hipertrigliceridemie. Iar costurile sunt modeste, undeva la 25 de lei, deci nimic ieșit din comun. Și acum concluzii. Prima concluzie. Toți cei trei parametri despre care am discutat mai devreme, colesterolul LDL, numărul de lipoproteine cu densitate scăzută și nivelul ApoB sunt indicatori foarte utili pentru riscul de boală. Dar, dacă vreți să-l măsurați pe cel aflat în cea mai strânsă legătură cu riscul de a dezvolta astfel de probleme, mergeți cu nivelul ApoB. A doua concluzie, colesterolul nu e bau-bau și lipoproteinele sunt cele la care trebuie să fiți atenți. Și o să trebuiască să discutăm într-un clip viitor și ce putem face când avem LDL-ul sau ApoB prea mare. Și o a treia concluzie, tot ce v-am spus astăzi, nu înseamnă că puteți mânca gras și în orice cantitate vă doriți. Există o legătură directă între excesul de alimente cu conținut ridicat de acest gras saturați și nivelul LDL-ului și al APOB. Cam atât am avut eu de spus astăzi. Acum aștept să vă citesc comentariile ca să văd ce vă mai doriți discutat. Nu uitați, vă rog, și de butonul de subscribe, în special pe YouTube. Canalul i-a ajutat foarte mult de acest simplu gest al vostru. Eu sunt Ioan și până data viitoare, aveți grijă de voi și de sănătatea voastră.